Salut! Mă bucur să ne revedem. Știi ce ascultam? Sunt bătăile unui metronom. Ai auzit de acest instrument? Este un fel de pendul care marchează prin bătăi regulate intervale egale de timp. Sau un fel de ceas care se folosește în muzică dacă vrei să stabilești tempoul piesei. Ce ai auzit la început sunt trei tempouri diferite pentru că metronomul poate fi reglat de la 40 la 208 bătăi pe minut. De exemplu, piesa ta poate avea acest tempo. Sau acesta. Și acum hai să facem puțină mișcare pe bătăile metronomului. Am pregătit câteva pictograme cu diverse mișcări simple. Voi regla metronomul la 60 bătăi pe minut, iar pe tine te rog să imiți mișcările pe care le vezi în fiecare pictogramă. Te-ai pregătit? Să începem! Gata? Felicitări! Am făcut și eu mișcare alături de tine. Știi, intervalul de timp scurs de la o mișcare la alta este de o secundă. Deci am numărat prin mișcări 60 de secunde, iar timpul scurs de la prima mișcare până la ultima, adică 60 de secunde, reprezintă un minut. Nu crezi că am folosit un minut pentru sănătate? Da, pentru că mișcarea înseamnă sănătate. Dacă mărim timpul de mișcare și ne gândim la ora de educație fizică de la școală, spunem: ce bine m-am simțit ora aceasta! Practic, uitându-ne pe ceas, instrumentul pe care oamenii l-au inventat pentru măsurarea timpului, nu facem o oră întreagă. Să zicem că ora de curs începe la ora 10 fix, are 50 de minute și pentru că arcul minutar a parcurs acest interval, s-a terminat la ora 10:50. Alături de pauza de 10 minute, obținem ora de pe ceas, ora 11. Este acel interval orar de 60 de minute pe care mi-l arată arcul orar pe ceas. Acum să ne gândim la programul unei zile. Programul de școală începe de la ora 8 și durează 4 sau 5 ore, adică până la ora 12 sau 13. Apoi, ziua ta mai cuprinde programul meselor, deplasarea de la școală spre casă și retur, activități recreative, jocuri, lectură, activități în gospodărie împreună cu familia, activități de igienă personală și somn. Sunt 12 ore de la 8 la 20. Și alte 12 ore de la 20 la 8 dimineața. Un total de 24 de ore este egal cu o zi. Și acum să repetăm. Secunda, 60 secunde este egal cu un minut, 60 de minute este egal cu o oră,
24 de ore este egal cu o zi. Sau altfel, un minut este egal 60 de secunde. Dacă o oră are 60 de minute, calculează câte secunde va avea. Corect, 3600 secunde. Dacă o zi are 24 de ore, calculează câte minute și câte secunde va avea. Corect, 1440 minute și 86400 secunde. Cu siguranță vei avea grijă de fiecare zi din viața ta, stă în puterea ta să o transformi în cunoaștere, joc și mișcare, ce mai, într-o adevărată bucurie. Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste.